Povestea este foarte, foarte simplă. Este povestea doi, trei, patru, șapte oameni care încearcă să păcălească, să se păcălească și să parvină din aceste, să spunem, găinării, care nu sunt atât de mici. Unii dintre ei sunt chiar la un nivel destul de ridicat. Piesa a fost tradusă de George Doroscenco, iar din distribuție fac parte nume importante ale Teatrului Constanțean, precum Nina Udrescu, Luiza Sarivan, Adrian Dumitrescu, Dan Cojocaru, Liviu Manolache, Bogdan Caragea, Alexandru Mereuță și Gelu Ciobanu. Este vorba de o premieră absolută pe țară și din punct de vedere al impactului pe care sperăm să-l avem. Piesa Escrocii se va juca vineri seară pe scena Teatrului de Stat Constanța, începând cu ora 19.